dimineața București. Cu Andreea Bratu. Ne vedem într-un vis, că de când cu pandemia asta poate doar așa să te mai vezi cu cine îți dorești, sau noroc cu tehnologia, cu noile tehnologii, noroc cu Facebook-ul, pentru că suntem live acum pe pagina de Facebook București FM. Ne vedem și ne auzim cu Liviu Teodorescu. Bună dimineața! Neața, neața! Ce faci? Uite bine, stau cu o pisică în brațe aici. Am venit fix acum la interviu. Am văzut, a simțit. Oh, cât e de simpatică. Simpatică, da. Uite-o. Piggy o cheamă. Cum? Piggy. Un nume potrivit. Un nume potrivit. Da, exact. Să înțeleg că îi place cu mâncărica. Da, exact. Și are năsucul la roz, așa, ca un râs mic de porcușor. Ai greșit animalele, măi Liviu. Bună dimineața, ce faci? Matinal ca întotdeauna, văd. Dimineața, da, matinal. Da, m-am obișnuit în ultima vreme, mă trezesc foarte devreme, că am observat că asta e cheia unei zile reușite. Dacă mă trezesc la 12, deja simt că mai bine dorm și restul zilei, ce să mai fac. Așa, eu nu știu. Prefer să-mi pun ceasul la 8 și să fiu în picioare. Nu știu despre ce vorbești cu zilele reușite, cu trezitul de dimineață. Nu se aplică. Nu? Mm-mm. Păi cum? Ia uite-te la tine, ești deja la treabă. Păi eu nu știu cum să spun, să le fie rușine altora, că eu mai am puțin și termin programul de muncă și alții nici nu s-au trezit. Cam așa stau lucrurile. Apropo de ce spuneai de pisica ta și de cumpărături și de mâncare, până să vorbim despre piesa asta frumoasă pe care am ascultat-o, astăzi subiectul zilei la noi, cumpărăturile, lista de cumpărături, la ce nu poți renunța sub nicio formă din lista de cumpărături și ce poți să tai cu ușurință de pe listă. Te întreb și pe tine. De fapt, ar trebui să încep prin a te întreba dacă tu mergi la cumpărături. Merg, să știi, nu foarte des, dar merg la cumpărături. Noi nici nu gătim foarte mult în casă și cred că de asta nu suntem atât de împotimiți ai cumpărăturilor, dar mergem la cumpărături. Și la ce poți să renunți cu ușurință? Păi asta e faza, că mergând mai rar la cumpărături, cumva iei strictul necesar, nici nu prea știi, nu prea e la ce să renunți. Câteodată te trezești că îți lipsesc chestii din casă și că n-ai fost la cumpărături și că ți-ai fi dorit să le ai, dar dacă ar fi așa să renunți la ceva, cred că la sucuri, la chestii de genul ăsta, la sucurile astea acidulate, am putea să renunțăm la ele. Uite, am aflat secretul cumpărăturilor de succes, secretul economisirii banilor atunci când vine vorba de cumpărături și da, trăiești și sănătos. Îmi place ce spui în dimineața asta. Bine, sunt anumite plăceri pe care, la care nu poți să renunți, dar asta e. Cu toții le avem, acum nu putem să zicem nimic. Na, guilty pleasures, asta este situația. Hai să vorbim și despre piesa asta frumoasă, ne vedem noi. O colaborare interesantă, recunosc că am ridicat din sprâncene când am ascultat piesa Liviu Teodorescu și Ștefan Bănică Junior. Cum de ai o piesă cu Ștefan Bănică Junior? Cum ai ajuns la această colaborare? A fost o chestie care s-a născut cumva de la sine, a apărut așa destul de spontan. Mie la început nu prea mi-a venit să cred, după care atunci când am văzut că se materializează, am zis, Doamne, mulțumesc, și aia a fost. Am lucrat așa destul de intens la piesa asta, alături de prietenul meu și producătorul Ionuț Vasilache și alături de Ștefan, evident. A fost așa o muncă de echipă și a dat niște roade foarte faine, cred. Versurile le-ați scris împreună, din câte am înțeles eu. Versurile le-am scris eu în proporție de 70%, după care am mers la Ștefan la studio și el îi trimisese piesa în avans și el deja, atunci când am ajuns la el, finalizase și restul de piesă, pentru că mai rămăsese de scris o parte ce și de legat cu ultimul refren și el deja o făcuse atunci când am ajuns. Deci a fost așa, un fel de muncă de echipă. Deci e ușor să lucrezi cu Ștefan Bănică Junior. Nu trebuie să tragi de el. Da, e ușor să lucrez cu un artist. Hai, trimite-mi și mie un vers, ceva. Am înțeles. Care știe ce vrea de la muzica lui și care e prezent și creativ în studio. Asta e. Măi, piesa sună foarte bine. A fost lansată în octombrie, nu? La sfârșitul lunii octombrie. Da, exact. La final de octombrie. Mi-a plăcut și clipul.
Mi-a plăcut ideea culorii albastre. Dacă poți să ne explici și tu care e treaba cu această culoare pentru cei care ne ascultă acum și care ne și văd live pe pagina de Facebook. Da, videoclipul este realizat de prietenii noștri de la Loyal Dream Cartel și ei au avut ideea asta pentru că zona se duce în, piesa se duce în zona de blues cumva. Au avut ideea să mizăm pe culoarea asta albastru, care cumva în engleză e așa un fel de omonim, omofon, blue, blues, știi? Mm-hmm. Și practic au zis să mergem pe ideea asta și să accentuăm albastru foarte mult și albastru ăsta să reprezinte puntea dintre realitatea care e destul de crudă în dragoste și nu mai e ce trebuie și visul ăsta despre care vorbim noi pe refren, albastru ăsta să fie puntea asta, știi, care leagă cele două realități. Și după cum observ, fata din clip, care e Oana Zara, ea desenează cu albastru la un moment dat anumite cadre și ceea ce vrea să sugereze tocmai legătura asta dintre realitatea care e crudă cu Ștefan acolo care aruncă scaune și visul care ar trebui să fie ea și cum am vrea să ne împlinim în dragoste, dar din păcate nu se mai poate decât în vis. Cam asta e. Am înțeles. Măi, Liviu, eu am o întrebare foarte serioasă pentru tine acum. Știm deja, Ștefan Bănică este singurul artist român care susține anual două producții muzicale importante. Vorbim despre concertele astea de Crăciun. Te-ai simțit inspirat în colaborarea asta cu el? Cine știe, poate în viitor o să avem concerte de Crăciun așa cu tradiție, marca Liviu Teodorescu? Bă, ar fi tare în primul rând să avem concerte în viitor, nu contează ce fel de concerte, ar fi foarte tare să avem concerte, ar fi tare să ne mai slăbească un pic toată treaba asta cu COVID-ul și să putem să revenim la viețile noastre și să putem să ne vedem nu doar în vis, și în realitate. Dar da, mi-aș dori foarte tare, dar din păcate uite-te și tu că stagnează lucrurile cu toată situația asta, criza asta mondială în care ne aflăm. Stagnează lucrurile din toate punctele de vedere și sectorul artistic este primul afectat și nu numai în ultima vreme sunt oameni din politică și așa mai departe care cumva vor să ne șutească drepturile de autor și dacă vrei să intrăm în detalii putem să facem o emisiune separată, dar se întâmplă treaba asta și e destul de strigător la cer ce se întâmplă, dar din păcate nimeni nu prea se sesizează, adică se sesizează oameni care nu au atâta putere încât să împiedice lucrul ăsta. Se vorbesc despre privatizarea, de fapt despre naționalizarea drepturilor de autor care sunt private. Se întâmplă treaba asta acum în cadrul CMR, sunt drepturi ale noastre care se transferă din fondul care trebuia să ajungă la noi la autor, se transferă către Ministerul Culturii, sunt niște lucruri oribile care se întâmplă, dar din păcate se întâmplă și se profită de toată treaba asta cu pandemia și știi cum e. Unde e locul acel mai slab, e ușor să lovești, pentru că dacă ai mai dat un ciocan, se prăbușește cu totul. Și cam asta se întâmplă acum cu sectorul cultural, în România cel puțin. În afară n-am auzit să se întâmplă așa ceva. Eu aș vrea să cred că nu își dorește nimeni să prăbușească sectorul cultural. Presupun că trebuie să existe un efort comun de ambele părți ca situația asta să se Există, rezolve. Sunt petiții care se semnează și așa mai departe din partea tuturor autorilor care sunt semnați la Uniunea Compozitorilor Români, dar această naționalizare a drepturilor noastre într-un cuvânt nu prea se poate evita. Asta e, pentru că deja s-a ajuns destul de departe. Da, o situație dificilă. Eu sper din suflet că se va rezolva, pentru că da, Nu e în regulă să se întâmple așa ceva. Apropo de pandemie și de concerte, în ultima perioadă ai mai cochetat cu scena? Sau toată activitatea s-a rezumat în studio și poate și pe internet, eventual, într-un video? Activitatea mai mult a fost pe internet și în studio, foarte mult. Adică am lucrat foarte mult în studio, lucrez pentru alți artiști, lucrez pentru oameni care nu sunt încă lansați, dar care urmează să se lanseze cu muzică de la mine. În ceea ce privește scena, în următoarea perioadă e vorba de niște apariții pe scenă, dar destul de rare, pentru că așa se impune și perioada, așa da. Este corect să facem, având în vedere contextul dat, e corect să respectăm lucrurile astea și să vedem unde duc ele. Dar mai rar cu aparițiile pe scenă, asta se aplică tuturor artiștilor, din păcate, asta e.
Ai spus că ai lucrat mult în studio. Muzică pentru alții, piese pentru alții, dar poți să ne dai un exemplu la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare? Păi, de exemplu, uite, acum am o fată cu care lucrez, încă nu e lansată, momentan nu o știe lumea, dar lucrez cu ea și urmează să apară. Și pentru perioada următoare, mă refer la anul viitor acum, că deja, cumva muzical vorbind, s-a încheiat anul. Pentru anul viitor pregătesc foarte multe piese și sper eu mai multe colaborări. Bun. Și pentru tine? Aceeași situație, da? Mai multe colaborări pentru Lano. Am primit un mesaj acum de la ascultătorii București FM, dacă în perioada de Crăciun ne așteptăm și la vreun colind. Din partea ta. Băi, s-ar putea, e posibil și e posibil chiar alături de Ștefan să facem un colaj de colinde, să filmăm ceva mișto. Am anticipat? Mă duc pe la el, pe la studio și să vorbim despre toate astea. Deci, v-am zis așa în premieră, în avans. Frumos, frumos. Ai văzut? Da. Am simțit eu ceva la începutul interviului. Mă așteptam. N-ai cum să rămâi imun la farmecul lui Ștefan Bănică Junior când vine vorba de colinde. Știe. Da, acolo are impactul cel mai puternic, să zic așa. Cel puțin în ultima vreme, pentru că el tot timpul a avut un impact uriaș din toate punctele de vedere. Și, na, abia aștept să vedem ce iese. Da, va fi interesant. Uite că am răspuns și curiozității ascultătorilor București FM. Să știi că nu doar o ascultătoare, sunt mai mulți care au întrebat fix de povestea asta, de colindele de Crăciun din partea ta. Nu mă așteptam ca oamenii să fie atât de dornici. Am deja un colind lansat de anul trecut, Florile Dalbe se numește, și puteți să intrați la mine pe YouTube să-l ascultați dacă vreți. Da, păi cred că de acolo s-au inspirat oamenii cu această întrebare. Ce ai mai postat nou pe YouTube? Cu ce ne mai delectăm? Păi ultimul proiect pe care l-am postat pe YouTube este cel de care se numește Live Moments. Este un EP format din 3 piese și anul ăsta am lansat partea a patra a acestui EP. Și anul viitor îmi doresc mult de tot, odată cu lansarea celei de-a 5-a părți, să fac și un turneu național. Sper din suflet să-mi permită restricțiile și tot ce se întâmplă, dar ăsta ar fi visul meu pentru la anul, să fac un turneu național cu Light Moments. Asta să fie dorința de la miezul nopții de Revelion, să sperăm că se va împlini, să scăpăm odată de pandemia asta, că nu se mai poate. Așa să fie, Doamne ajută să scăpăm și să revenim la măcar la jumătate din cum era înainte. Da. Punct de vedere al vieților noastre, al umanității atât. Vieților noastre. Da, măcar atât. Apropo de piesa asta cu Ștefan Bănică, are un vibe așa, un sound mai oldies but goldies. Să fie ăsta următorul trend în România sau la ce tip de muzică ar trebui să ne așteptăm din punctul tău de vedere în România în perioada următoare? Păi piesa asta bate un pic așa spre retro. Practic se duce un pic așa în zona aia a muzicii anilor 80-90, da. Când piesele se duceau spre disco, cu tonurile alea, cu synth-uri, dar din păcate nu cred că în România genul ăsta o să fie ceva care o să rupă neapărat. Am crezut asta la un moment dat și s-au încercat piese pe stilul ăsta, dar se pare că nu e un gen care să zici că rupe, știi? Am încercat-o și eu cu piesa Muzele, care piesa Muzele a fost hit. A încercat și Smiley cu Doar Noi Doi și Noaptea, care e tot așa o piesă retro, synth-pop. Și uite că facem și noi piesa asta acum cu Ștefan Bănică, am pus și Alexandra Stan o piesă tot pe stilul ăsta, dar nu cred că o să se ducă mai mult de atât, să știi, adică nu cred că o să fie românii nebuniți după retro synth-pop-ul ăsta, care rupe afară, într-adevăr. The Weeknd, de exemplu, e un artist care abordează stilul ăsta. Miley Cyrus are niște piese pe albumul ei nou, vreo două piese, restul sunt toate pop-rock. Din păcate, în România lucrurile stau altfel. În România revine cumva era aia a anilor 90, dar în termenii muzicali care se întâmplau atunci în România, știi? Adică revine house-ul, piesele alea cu Chico la drept, așa, care merg continuu, și manelele.
Deci cam asta e. Băi, astea în continuare vor fi. Am mai avut discuția asta cu tine undeva anul trecut, cred, și spuneai atunci că da, vor fi în continuare la mare căutare și sunt. Vezi bine. Manele, da, da. Vezi bine, da, ce se întâmplă. Au fost întotdeauna, să știi, doar că acum internetul a prins aripi în toate zonele țării și practic îți dai seama, trending-ul ăla pe YouTube se face în funcție de ascultări și ascultările cele mai multe sunt în zona asta. Asta a fost tot timpul în România, nu e ceva ce ne miră și până la urmă na, e ceva ce trebuie să îmbrățișăm, să acceptăm și dacă vrem ne strecurăm printre, dacă nu abordăm stilul, habar n-am, fiecare cum dorește, nu putem să judecăm pe nimeni. Fiecare unde se simte mai bine. Apropo exact. De muzica anilor 90, pe plan internațional, văd că e la modă în perioada asta să iei hituri vechi, anii 80, anii 90 și să le reinterpretezi cumva, să le aduci într-o zonă a anilor 2020 cumva. Crezi că și la noi ar prinde treaba asta? Mă refer pe piesele românești. Asta, dar cred că dacă am face cu hituri din România. Păi asta zic, cu hituri din România, nu da. Știu, în Amintirile mă chinuiesc de la 3 Sud-Est să fie așa un hit reinterpretat. Da, cred că s-ar putea, da, cu siguranță. Ar merge, asta zic și eu. Liviu, mulțumesc mult pentru intervenție. Mă bucur că am stat de vorbă, sună tare bine piesa. Abia aștept celelalte colaborări să aud ce ai mai făcut, la ce ai mai lucrat prin studio. Baftă, sper să se rezolve totul cu drepturile de autor. Să fie bine, să ne vedem cu bine, că asta este cel mai important, și la concerte, cât mai multe concerte. Dacă nu până la sfârșitul anului, măcar de la anul încolo să fie bine și aștept să aud și eu colindul ăla de Crăciun. Poate se concretizează, se materializează discuția de astăzi cu Ștefan. Cred că da, cred că o să se întâmple. Păi dacă se întâmplă, stăm de vorbă atunci. Trebuie, în preajma Crăciunului. Da. O zi excelentă să ai. Mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine. Salutări, pisicii. O pupăm pe Pidi, toată echipa București FM. Stau, ia să o vedem. Suntem acum, uite-te, știi ce e aici la mine. Tot pe mine, stai așa. Stai mă, ce se întâmplă. Așa. Deci la mine aici este creștătorie. Se întâmplă. Ia uite-l și pe ăla unde e sus. Deci am 4 pisici, dar una dintre ele nu știu unde e. Dar mă rog, ăștia sunt aici prezenți, deci... Au făcut prezența în matinal, păi așa o să facem promovarea, să știi, Liviu Teodorescu și cele 4 pisici. Și crescătoria de pisici de acasă. Și crescătoria de pisici. O zi excelentă, Liviu, te pupăm, ținem pumnii și așteptăm cu nerăbdare colindul și toate concertele care urmează, sunt sigură eu că vor fi foarte multe. Mulțumesc din suflet, Doamne ajută, așa să fie, să ai gura urită. Așa să fie. Ceau!